Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Propaganda Kremlinului susține că Zelenski nu e la Kiev, ci la Brașov. Nu cred asta. Da, ba da. Este, da, deci propaganda Kremlinului a intrat în modul full retard. Agenția de presă de stat RIA Novosti, de care cred că ați mai auzit, da, susține că președintele ucrainian Volodymyr Zelenski nu se află la Kiev în bunker, ci cel mai probabil la Brașov în România. De unde vorba unui prieten... Are o inclusiv... Asta zic, nenorocire, vorba unui amic care s-a îngrijorat foarte tare când a auzit asta. A zis, mamă, dacă stai la Poiana Brașov, păi sparge tot bugetul apărării Ucrainei în câteva zile, că acolo e scump, tăticule. Pe ce se bazează? Deci au analizat, au găsit un site care a analizat imaginile de la una dintre filmările lui Zelenski și au remarcat că în două cadre diferite i-ar sta și freza diferit. Deci, practic, pixelul capilar. S-au uitat, au zis, uite că aici stă într-un fel, capilar, în partea cealaltă stă în altfel. Freza. Am prins-o. Freza. Nu că așa, te uiți când mijești ochii la mine, păi așa. Păi dacă nu înțeleg, adică... Voia să explic suplimentar. De la freză la Brașov n-am prins legătura. A, de asta. Aștept. Am mai observat că a dispărut un tablou, tot așa, în două cadre diferite. S-a furat. Da, s-a furat. Sigur. Și erau... din Comitetul Central dispăruseră, da, lucrurile. Să nu uităm totuși că ucrainenii sunt frățiorii noștri, adică nu sunt de... Hai că și acolo se poate să dispară tablouri foarte ușor. De ce, mă, pur și simplu? De ce? Ce ai cu ei? Așa mai știu și eu de copilărie, cu racheți, cu mașini, cu bombardieri, cu... Dacă adică... ne ascultă cineva, Luca a spus asta. Da, Luca a spus. Bă, nu mai glumim cu ăștia, vin cu tractorul aici în parcare și se remorchează toioțica încurcat. Ei sunt în ordine, ca cum și noi suntem în ordine. Slavă ca nație, n-ai cum să contești asta. Da, avem, da. Avem uscături. Deci care este treaba? Treaba și... e că au văzut că au zburat niște elicoptere pe aici, ucrainene, prin România. Ceea ce e adevărat, că au venit la Brașov elicopterele civile ucraine să facă revizia. Cum ar veni, știi? Să facă revizia. La Iare? La Ghimbav. La Ghimbav. Da. Când au venit? Mai zilele astea au venit, Luca a fost la știri. S-a făcut revizia. Tu n-a zis rusul că să nu mai parcăm pe aici avioane. Au venit elicoptere civile neînarmate, okay, care erau programate la revizie. Okay. Și au venit 4, mai vin 5, 5 pe înțeleg cu totul. Asta. Au venit, le schimbă uleiul, filtrele. Da. Fac rarul. Da. Oare le și spală banii ăia? Da. Asta e cu... Da, mă rog, Zelenski a luat în râs acuzație, evident, a filmat din nou pe acolo, a ieșit și în curte, le-a arătat băieților tot. Acum, acuzațiile astea ale presei ruse vin după ce s-a făcut mișto copios de întâlnirea lui Putin cu stewardesele de la Aeroflot. Sunt convins că ați văzut imagine. Am și văzut, da. În filmare, la un moment dat, pare că mâna lui Putin trece prin microfonul de pe masă, deci Putin gesticulează și la un moment dat, aparent, trece mâna prin microfon. De unde unii au hologramă tras... concluzia că e clar fake și că de fapt era singur și a fost pe calculator totuși. Bun, acum, probabil că nu e adevărat. Adică, sincer, cred că e doar un artefact tehnic la rezoluție mică, dar ce e sigur, 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 e că cel puțin una dintre presupusele stewardese de la întâlnire, stewardesa din dreapta lui, prima din dreapta, dânsa e o persoană multicalificat, are foarte multe joburi. Deci a fost imediat identificată de internauți alături de Putin la diverse alte momente. Când Putin mai ieșea din bunkerul lui de la Kremlin și se mai plimba, se mai întâlnea cu lumea, în jur erau cetățeni entuziaști. Și doamna stewardesă era în... unul din cetățeni. Da, de multe ori cetățean entuziast. Adică a fost pescar pe, pe un vas de pescuit. S-a fost, înțeleg, o poză acolo. A fost persoană credincioasă și evlavioasă la biserică. Da. La un moment dat a fost una dintre enoriașe. A fost vânzătoare de înghețată în piață. Și chiar i-a dat înghețată să mănânce și lui Putin și lui Erdogan. I-a făcut fițe de alea cu... Da, nu, că... Deci agentul secret Waffe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.